Alexander Rybak s-a dovedit a fi un admirator al românilor și susținător al Iașiului în lupta pentru titlul de capitală culturală europeană în anul 2021. I really like Romania. Călătoresc foarte mult și am observat că aici, în România, poporul este un amestec cultural foarte bogat. Vin din Rusia, deci am sânge slav, dacă vreți, dar locuiesc în Norvegia, unde trăiește un popor foarte optimist. Și îmi place că am găsit în România un amestec de optimism occidental și o nostalgie estică. Laureatul Eurovision a mai spus că apreciază și festivalul organizat la Iași. Un punct pentru Iași, a adăugat cântărețul în lupta pentru titlul de capitală culturală europeană în anul 2021. Cred că acest festival demonstrează că merită să devină capitala culturală europeană, deoarece aveți o diversitate. Înțeleg că se adresează unei diversități de public, copii, adolescenți, oameni maturi și asta este un lucru foarte important. Este ceva ce îmi place, un lucru pe care îl apreciez. Voi vota fără rezerve pentru ca Iașul să devină capitală culturală europeană în 2021. Însă, înainte de a vota, cântărețul a semnat în cartea în care personalitățile își arată susținerea pentru îndeplinirea obiectivului ieșan. Probabil emoționat de moment, viceprimarul Mihai Chirica a dorit să-și arate recunoștința față de cântăreț, dar și optimismul pentru viitor. A greșit anul în care Iașiul își dorește să devină capitală culturală europeană. E, să spunem, onorant pentru noi că reușim să aducem câștigătorii acestui festival de muzică europeană, în condițiile în care tânjim de foarte multă vreme să ajungem și noi sus pe scenă cu cei care ne reprezintă. Cu siguranță vom ajunge, credem în asta. Iar Iași, capitală culturală europeană în 2011, ne mobilizează și mai mult. De ce nu poate 21. De ce nu poate câștigătorul va veni chiar de la Iași? Purtătorul de cuvânt al FIE, Adrian Păduraru, a precizat că spectacolul din această seară este unul dintre cele mai importante evenimente ale festivalului. Actorul a afirmat însă că există loc și de mai bine, în condițiile în care a aflat aseară, într-o discuție purtată cu Constantin Chiriac, directorul festivalului de la Sibiu, că manifestarea din acest din urmă oraș include zilnic 60-70 de activități, adică de cel puțin 3 ori mai multe decât sunt la Iași.